a depus o sesizare la Curtea Constituțională a României, care vizează hotărârea Parlamentului de validare a noului guvern. Considerăm că o pronunțare a Curții Constituționale în acest caz este extrem de utilă pentru sănătatea constituțională a relațiilor între cele trei instituții principale ale statului. Parlamentul, Guvernul și Președinția. Prin această acțiune nu ne dorim să menținem un conflict instituțional și să nu creăm un precedent periculos. Dorim ca România să aibă instituții legitime, iar Curtea Constituțională este în măsură să pună ordine într-o situație care nu a mai avut precedent. Demersul nostru este unul sanitar în ceea ce privește relația dintre instituții și desemnarea de funcții. Partidul Mișcarea Populară este partidul, după cum probabil știți, care a lansat ideea contestării guvernului Ponta III la Curtea Constituțională prin liderii săi, respectiv doamna Elena Udrea și domnul Cristian Preda. Duminică, domnul Cristian Preda a spus că guvernul Ponta III va fi în afara Constituției dacă va opta pentru o altă formă politică cu noi miniștri și că hotărârea Parlamentului de a valida un astfel de guvern poate fi atacată la Curtea Constituțională. Luni, doamna Udrea a spus clar că atacăm acest demers la Curtea Constituțională și a făcut un apel către toate forțele politice de opoziție să se alăture acestui demers. După cum probabil știți, Partidul Democrat Liberal s-a raliat cu poziția Partidului Mișcarea Populară și împreună s-a depus o sesizare la Curtea Constituțională. Considerăm că acesta e un gest firesc și de maturitate în opoziție, pentru că tot vorbim că în ultima vreme opoziția a fost cam inexistentă. Partidul Mișcarea Populară este de acord cu președintele Traian Băsescu. Nu trebuie lăsate să treacă diverse formule și diverse decizii parlamentare care ar putea încălca Constituția. De asemenea, Partidul Mișcarea Populară consideră că votul majorității parlamentare pentru guvernul Ponta încalcă Constituția. Acordul semnat între PSD, UDMR, PC și UNPR modifică programul de guvernare al USL-ului, asumat în decembrie 2012. Această modificare trebuie votată în Parlament, însă guvernul nu și-a asumat modificarea. Prin urmare, programul de guvernare, chiar dacă nu este expres asumat, îl considerăm ca și neconstituțional. De aceea, Partidul Mișcarea a sesizat, Mișcarea Populară a sesizat Curtea Constituțională. Parlamentul dominat de PSD s-a dovedit o coadă de topor pentru domnul Victor Ponta. Noua majoritate parlamentară formată votând ce îi se cere, să se pare, în opinia noastră. Noi încercăm să facem o opoziție serioasă și facem eforturi de a coagula toate forțele de dreapta și să încercăm să obținem o opoziție vis-a-vis de guvernul, noul guvern Ponta. Nu avem orgoliu, nu încercăm să facem singuri opoziție pentru că nu vom reuși și prin acțiunile noastre încercăm să coagulăm aceste forțe de dreapta. Întotdeauna vom semna moțiuni simple sau de cenzură inițiate de alte partide și vom invita tot timpul parlamentari din opoziție să se ralieze demersurilor noastre contra guvernării
contestări, întâmpinări, sesizări, moțiuni simple sau de cenzură. PNL-ul nu este deocamdată un partid de opoziție veritabil. Refuzul de a contesta la Curtea Constituțională Guvernul Ponta III arată că PNL vrea să fie și la putere și în opoziție. Șefii PNL nu vor să irite PSD-ul, fiindcă își doresc ca înțelegerile din teritoriu între PSD și PNL să fie păstrate, iar partidul să rămână la putere în județ. Repetăm, Partidul Național Liberal este în opoziție doar la București și acolo doar pe jumătate. În județe, PNL-ul este la putere și vrea să continue și să rămână la putere. Marți, în Parlament s-a votat guvernul personal al domnului Victor Ponta, fără consultarea propriului partid. Caracteristice principale a guvernului Ponta sunt aducerea unor necunoscuți și reciclarea unor incompetenți. Un pic am dur spus. Aducând în guvern oameni necunoscuți și din afara PSD-ului, Victor Ponta demonstrează că îl interesează mai mult obediența decât competența. Noi miniștri vor fi total dependenți de Victor Ponta și vor face tot ce le spune premierul. Guvernul Ponta III este un guvern mai slab decât precedentul și este un guvern șantajabil prin prisma că orice negociere pentru probleme importante vor exista negocieri permanente între partidele ce formează actuala coaliție. Partidul Conservator, UNPR-ul, UDMR-ul, diversi dizidenți din Partidul Național Liberal, precum și PPDD-ul. Guvernul Ponta III menține acea structură stufoasă ca și Guvernul Ponta II. Un singur post ministerial s-a desființat, cel al Ministerului pentru Proiecte de Infrastructură și Investiții Străine. E o dovadă clară că până acum n-am avut un mare proiect serios avansat de această guvernare. Ministerul Marilor Proiecte a fost doar o formulă prin care Victor Ponta a căutat în 2012 să păsteze pentru el și pentru Dan Șova autostrăzile și alte investiții publice bune de a alimenta pușculița de campania PSD-ului. De asemenea, este discutabil aducerea unor persoane fără experiență în posturi extrem de importante și solicitante. Un exemplu ar fi o tânără de 34 de ani, fără experiență solidă, cel puțin în administrație, așa cum știm noi, doamna Ioana Petrescu, care i s-a încredințat Ministerul Finanțelor. Bineînțeles că dânsa are o diplomă la Harvard, un lucru extraordinar și deosebit, dar nu știu dacă experiența pe care o are îi permite să facă față evaziunii fiscale din România. Până la urmă. Remarcând de asemenea poziții foarte discutabile a unor miniștri nominalizați. Eugen Nicolicea, numit în echipa lui Victor Ponta ca ministru pentru relația cu Parlamentul, și-a propus ca obiectiv încercarea de a trece din nou legea amnistiei și grațierii, pe care USL-ul a încercat să o treacă în marțea neagră din 10 decembrie 2013. De asemenea, guvernul Ponta III include miniștrii reciclați care nu s-au remarcat cu absolut nimic în actualele poziții ministeriale. Nicolae Bănicioiu pleacă de la Ministerul Tineretului și vine la Ministerul Sănătății. Doina Pană pleacă din poziția de ministru delegat pentru dialogul social în cea de ministru delegat pentru ape și păduri. Rovana Plumb schimbă Ministerul Mediului și cel al Muncii. Pe cel al Muncii, Constantiniță devine ministru al Economiei, după ce a fost ministru delegat pentru energie. Se dovedește că Victor Ponta
nu-l interesează stabilitatea politică a României, ci doar propriul joc de putere și de imagine în fața cetățenilor și a propriului partid. Bineînțeles, Partidul Mișcarea Populară a votat împotriva acestui guvern. După cum am subliniat, guvernul este un guvern fragil și șantajabil, care nu va putea guverna decât la limita de avarie. Pasarea responsabilității între PSD și PNL pentru proiectul de lege privind grațierea și amnistia. Unul dintre beneficiile colaterale ale ruperii USL este acela că aflăm tot felul de lucruri despre foștii aliați, Crin Antonescu și Victor Ponta. Aflăm acum că Victor Ponta, că șeful PNL a fost primul suporter al penalilor din USL și promotorul legii amnistiei și grațierii din Marțea Neagră despre care vă vorbeam. Crin Antonescu s-a dezis de acest proiect doar sub presiunea opiniei publice și apoi l-a transformat în mod ipocrit în pricină de conflict în interiorul USL-ului. Tactica lui Crin Antonescu nu păcălește pe nimeni. PSD și PNL și Victor Ponta și Crin Antonescu au dorit și au aprobat ideea amnistierii și grațierii unor infractori. De asemenea, domnul Crin Antonescu nu e deloc credibil în poziția de apărător al justiției și al egalității de tratament între cetățeni. Faptul este că azi este de acord cu ridicarea imunității unor parlamentari pe care își propunea să-i apere câteva luni în urmă. Crin Antonescu nu are convingeri, are doar interese politice și electorale. Convingerile se schimbă în funcție de aceste interese. Unii liberali din apropierea lui Crin Antonescu dezmint acuzațiile lui Ponta și consideră PSD vinovat de promovarea proiectului de lege privind amnistierea și grațierea. Noi credem că unii și alții sunt vinovați și că degeaba încearcă să-și paseze răspunderea. Și PNL-ul și PSD-ul au vrut să asigure imunitate pentru politicienii penale și să dea amnistie, să dea drumul pe străzi unor armate de infractori. Bun, cam asta ar fi lucruri importante pe care am vrut să le aducem în atenția dumneavoastră. În măsura în care pot și considerați că sunt întrebări și experiența și îmi permite, am să încerc să vă răspund. Da, spun. Da, aveți dreptate. Absolut. La experiență. Dați-mi voie să vă spun o foarte bună întrebare. Să vă spun un punct de vedere așa, oarecum personal. Bineînțeles că un ministru este omul din față. În opinia mea, e vorba de echipa pe care o găsești în spate. Dar aici contestăm oarecum faptul că domnul Ponta și-a numit oameni care, să spun, nu i-a trecut prin filtrul partidului. Sunt oameni, așa, pe sursele pe care le avem noi. Bună, datoria opoziției este să scoată în evidență lucrurile pe care nu le vedem a fi tu. Ok. O luați așa, dacă vreți, ca și o... Da. Asta este un alt aspect. Acum, ce mi-aș dori eu să promovăm prin Partidul Mișcarea Populară și poate o să reușim. E vorba de a promova puțin competență. Competență, așa e. Așa e. Sigur. Deci, fără doar o asemenea diplomă și un asemenea CV, bineînțeles că o pune. Dar știți cum e? Sigur, nu e membru de partid, dar e greu. Chiar diploma, care încă o dată subliniez faptul ăsta, da, e importantă și e,
foarte bună pentru un CV, oricărui om. Fiscalitatea din România și mafia de aici, nu știu dacă ajută foarte mult. Trebuie să fii... Mai bine dacă era din mafie, nu? Nu știți cum e. Asta e ca și la box, știți? Păi de la categoria grea să bate cu unul de la categoria grea. Dacă le ia pe unul de la ăla mici, îl face praf. Și legenda cu ăla mai mic, care la Buturuga. Buturuga mică, care răstoarnă scândea. Da. Da, da, ok. Așa e. Vă rog. Dacă pot să vă mai ajut. Da, sigur. E un comunicat care Mișcarea Populară îl prezintă la nivel național. E o problemă națională, nu e punctual. Probabil că în alte dăți o să avem și discuții locale pe subiecte locale aici la noi.